Salutare, guys, bine ați venit la nou episod. Suntem acum pe serverul Ogiland. Asta e al doilea episod pe care îl facem. Și am pus întrebarea cu dacă există geantă și zice și rucsac și geanta, ambele ar exista pe server. Și toate îți oferă kilograme plus succes. Ok, o să mă interesez și eu pe unde ar fi, că na, o să purtăm un pic mai mulți chestii de genul. Am luat pizza. 2 minute. Deci am luat pizza. Să începe livrarea. Că de fiecare dată cred că trebuie să faci treaba asta. Și ok. Deci asta cum ar fi pentru toată lumea, cred că. Da, în fine. Stai să vedem. Cred că aici cum mergem noi o să avem food. Ok. Mă rog. Am crezut că ceva comandă care te ajută cu ceva, mă rog. Mergem acum să vedem. Am luat undeva la 35 de pizza, dar parcă ar mai trebui un pic. Și hai să vedem că la ce preț să adună geanta. Să vedem, da, n-am nicio idee. Mă rog, că nu am comandat niciodată, adică nu am cumpărat, adică. Hai să vedem. Salut, băieți, mă auziți? Da. De aici se poate cumpăra geantă, rucsac sau de astea? Sau de unde se poate Nu, nu, cumpăra? nu, doar de la magazinele premium, alea cu MOV acolo pe Ah, chinez. ok, bun, mersi. Hai să vedem. Deci magazine MOV cu premium, adică ce a vrut să se prefere băiatul. Nu știu de ce am impresia că trebuie băgat bani dacă ai nevoie de geantă sau chestii de gen să plătești o sumă de bani și să ai kilograme în plus, gen, poate. Păi acum cam câte kilograme avem în total? Rucsac, bine, 5 kg. Nu e rucsac, e buzunar, dar nu. Hai să vedem. Ba, mai așteaptă ăla cu delivery-ul, că asta e. Acest magazin, jachete, jeans. Ok. Cât, ma? Bă. Stai că m-a umflat. Bă, voi vedeți prețurile astea de aici? Bă, 700 de mii? What the fuck, și eu văd background-ul de la LOL. 700 de mii? Și cât îți dă boss? Așa de pe informație, adică câte kilograme îți dă? Ah, mi-a dus faza aia de haine, nu cred așa ceva. No, mă rog. Asta e, ce să fac? O să mă duc înapoi după aia și o să mă îmbrac, gen, mă rog. Bro, are prețuri pe foarte mari. Pe câte kilograme dă un rucsac de ăla sau geantă sau chestii de genul? Că tare curios să fiu sincer. Fără să mințem. Acum mă gândesc că dă bine. Că nu prea văd pleba, îs câțiva, dar poate este ceva geantă de început care să nu are pe prețul ăsta și n-am băgat eu de seamă. Sau poate, gen, fiecare magazin diferă la prețuri. Și la asta asta și m-am gândit. Un exemplu, te duci la un magazin cu haine de pizza, clar că acolo găsești geantă mai, cum să zic, mai, na, mai pizzose. Pot să zic. Te duci în altă parte, te iei altcumva mai mult, mă rog. Cât avem? 4. Next. Poate dacă merg un exemplu aici pe grup, dacă ar fi ceva de haine, e mai mult. Ia că văd și emoji de ăla de sală. Bun. Înseamnă că putem să băgăm și la sală, că totuși o roleplay de bani la sală, normal ar trebui să ai mai mult, da. Dacă, ah, ok, aici veniu.
440, bă, să fac, dar nu, dacă mă ține în... Bă, da, bine comandat, meu, frate, ești nebun la cap. Dacă mă țin un exemplu... No, mult... Sau poate pe zile, pe... N-am văzut și ceva de... Cum ar fi cu niște coinuri. Oare au băieții ceva de... Cum zic, un shop? Ia să vedem, shop. Ah, nu. Am crezut că are meniul de shop pe joc. O să văd pe Discord, o să mă interesez. Să vedem despre ce e vorba. Posibil să fie ceva. Na, ce asta e ziua 2. La livrat, cam asta s-a întâmplat. Mă duc după aia să mă schimb. Că, da, nu știu că mă scoate direct cu haine și chestii de genul. Am level 1, ce te miri. Ce level 1 e de bun. Abia de am 2 ore pe server. Am făcut și eu joburile cum am găsit, da, în fine. Tata aici, bă, dar asta atât câte una are nevoie, mă, e de bun la cap. Bă, da, atâta decât plătește $110 pe una, e perfect, adică nu le plângem. Și aici e schema aia, că dacă te baci la peste o dată, ai riscul de a te scoate. Na, în fine. Dacă cred că s-o m-a văzut ăla. Bă, că știi că tu trebuie să fii îmbrăcat ca și noi. Lasă, frate, fac. De asta mai, na. Cum se zice, eu sunt prin partenerat aici, bro. Eu nu le fac numai așa. Bă, dar ce mașină că rămâne pe mapă, adică nu se spawnează, respawnează sau așa mai departe. E bine. Stai că cred că nimeresc bine, da. Am o hai că aici merg mai bine față de... Sau aici am fost data trecută asta, adică nu mai știu. Mai pierdut pe mapă, mă jur. Tic 7, 21, oi, oi, bagă tată. Apoi 35 de bucăți să ajungem la o tură. Ia, deja ai făcut 7000. Un exemplu, e ok. Ce am văzut mai mulți bani în bancă. Gen, nu știu, dă mai mult de început. Parcă pe undeva la 20.000 sau cât. Bă, e ok. Economia e bine gândită, aia mă bucur. Și e ceva ce... Nu toată lumea se ocupă, clar. Altul, dă-i tată, voi acolo miliarde, că până la urmă... Nu o să dăm nici wipe. Lasă pe alții să, știi, să muncească ca robul și altul să bage bani și să aibă de tot. Mă rog, aia e altă treabă. Aia nu ne interesează pe noi. Dar nu așa zic, știi? Că da, nu știu nici când s-au apucat băieții și... Da, vezi tu. Cât mi-a dat? 7700. Bun. Bă, ar trebui să fac niște TikTok-uri, eu fac treaba asta, dar problema când... Na. Ce? Știați că unele teste pot fi schimbate? Bă. Stai că cred că pe aici pe undeva. Da, pe aici sus. Păi și eu pe unde urc? E, bă, mi-e și picioarele. Stai. A, aici era. Câte 5 bucăți. Nice. 8.000, hai cu 8.000 ăla. 9 bucăți mai avem. Și asta vreau să fiu curios. Acum le livrez pe asta 5, eu am 9 în total. Dacă îmi dă după, deci eu de asta sunt curios, dacă îmi dă după aia, cum se numește, comandă cât, pentru câte pizza mai am. Gen până numărul ăla, eu mai am 9 pizza, și să fac să fie făcut sistemul încât să cam atâta să fie în total, na. Și acolo cred că am un garaj destul de bine. Merg la mașina, merg un pic la sală după. Hai că m-am dus cu tătul. Na, mă rog.
Mai bine că cu smartul ăsta ca idee te poți băga chiar oriunde, adică dacă nu mai știu, ori pe X, ori pe Y, ori pe dracu de ele mănânce, că nu mai știu. 4. Da, mă. Ia, chiar asta am zis. Bă, oare așa face? Da, mă, da, uite. Bun. Da, asta îmi place. Nu te pun un exemplu. Sistemul, tu mai două pizza în inventar sau gen, aici cred că sistemul făcut și pentru cei care le eliberează la job ilegal. În exemplu, sistemul, tu mai în inventar 4-5 chestii, nu știu, pentru orice job de asta deliberat, și sistemul te pune la 15. Deci, da, da, gata, hai că mi-am spart ușa, vai și amar. Bun. Ok, punem pe GPS. Mergem acolo. După cum am obișnuit. Și cam atât au fost cu ziua a doua din Levrat. Nu prea a fost interacțiune. Foarte puțină. Ce mai acolo? Aș vrea să văd chestia cum fac roleplay medicii de pe serverul ăsta. Deci vreau să văd rol pe ul pe care îl oferă medicii de aici. Asta mă interesează pe mine. Hai că în următorul episod o să facem mai diferit un pic. Am undeva la 9000 și ceva la mine cash. Nu prea ar trebui să umblu eu cash cu atâta. Că sigur, poate posibil pe undeva să fie luat. Deja vorbim de perici, nu mai vorbim de 5M. Și e posibil să scap direct de banii ăștia. De aia că fix pe aici avem o bancă, putem să mergem rapid, punem acolo, țac, pac, bine că mai am pentru mai multe chestii, cred că am nevoie și de chestii, dar lași 1000-2000, că 1000-2000 face rapid, nu te chinui. Hai că plecăm repede acum. Să vedem. Vreau să mă duc să, adică vedeți voi după aia, nu mă complic eu să, pe asta. Eu poate zic acum că na, că un alt așa, păi de fapt poate am uitat de videoclip. Bun. Unde mă? Depunere. Păi nu, cât e? 9, 8, 7, 3, 2, 8, 0, 0. Depunere. Cât? Stai mă. 7, 3, 2, 8. E ok. Gata. Mai avem 2000. Ai 16.000 în total. Nice. Perfect. Mai avem 2000 la noi. E perfect. Nu e cine știe ce. Dacă... Bă. Sper să fi mers, să să fiu văzut videoclipul bine. Că... Cam văd niște cam agață pe undeva. O să mai modific eu un pic că aici la OBS să arate mai ok. Da. Și nu uita de butonul de like și subscribe. Și ne auzim pe data viitoare. Asta a fost ziua 2 din livrator de pizza. Bine, că s-a întâmplat cu hainele. Asta e partea 2. Hai să mă duc să mă îmbrac tot, dacă tot. Salut! Hai, sport, colegul. How can I help you? Asta am primul. Bă, dar de ce nu mă schimbă, vezi? How can I help you? Nu ne obțin pizza. Stai, mă. Asta am fă aici. Da, cred că aici la asta am fă. De ce vreau să demisionez ca idee. Trebuie să demisionez și să revin după. How can I help you? Mă rog, da, bun guys, așa că v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe și hai să ne luăm hârbul, ne auzim pe data viitoare, pa, pa!